Direcția de Sănătate Publică a anunțat că în ultimele 5 zile niciun copil din județul Argeș nu a mai fost transferat la un spital din București cu boală diareică complicată. Potrivit DSP, la această oră, în spitalele din Argeș sunt internați cu scaune diareice, boală necomplicată, forme ușoare și medii, 33 de copii. În Spitalul de Pediatrie Pitești, 25 de copii, în Spitalul Județean de Urgență Pitești, secția bolii infecțioase copii, 5 copii, în Spitalul Municipal Curtea de Argeș, 3 copii. DSP precizează că în ultimele 24 de ore la Spitalul de Pediatrie din Pitești au fost aduși, în urma unor apeluri telefonice la numărul unic de urgență 112, un număr de 4 copii cu vârstă sub 2 ani, cu febră, tuse și diaree.